Mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur, cei care se bucură în continuare de aspecte, să spunem, destul de tranșante din partea planetelor. Pentru nativii Taur, Venus este în guvernatorul lor, este destul de puternic, în sensul că prin conjuncția cu nodul nord atrage în viața Taurilor tot felul de situații karmice, situații care sigur că da, sunt destul de puternic impregnate de voia destinului. Sigur că anumite tipuri de karmă, trebuie să recunoaștem, sunt impregnate cu multă nervozitate, deci cu acest Uranus în semn este posibil să se simtă nativii Taur mai obosiți. Bine este să nu grăbiți nimic. Asocierile și relațiile, chiar dacă joacă un rol important în perioada imediat următoare cu Venus pe casa a treia, este bine să nu fie grăbite sau forțate, adică trebuie să aveți grijă să nu forțați nota în niciun domeniu. Mai mult decât atât, este foarte important să înțelegeți faptul că săptămâna următoare, de o decizie foarte importantă, depinde întreaga dumneavoastră, să spunem așa, bunăstare sau întreaga forță. Acest trigon super pe care îl fac luminariile, soarele și luna, mai exact soarele aflat astăzi în semnul leului și luna în semnul berbecului, conjunctă cu Marte, atrag atenția asupra faptului că trebuie să fim foarte atenți ce hotărâri luăm. Trebuie să fim foarte atenți să nu fim incompetenți, să fim foarte competenți în toate domeniile, să tratăm cu maximă hotărâre ca nativ Taur toate situațiile cu care ne intersectăm. Vom vedea, de exemplu, un nativ Taur care vor face față unor răsturnări bruște de situație și pur și simplu pe loc se vor adapta. Nu este o perioadă în care Taurii să fie conflictuali, nu este o perioadă în care Taurii să spunem să nu respecte anumite decizii cu care Universul vine în întâmpinarea lor. Este o perioadă în care pur și simplu nativii Taur trebuie să înțeleagă că lucrurile își urmează drumul lor, indiferent că ei au gânduri mai agitate, idei neclare sau intoleranță față de anumite situații. Sigur că da, ne putem intersecta cu situații care nu vor fi neapărat pe placul nostru. Trebuie să înțelegem și de asemenea tot pentru Taur, trebuie să înțelegem că sunt anumite situații care au fost amânate, care au fost tergiversate, tocmai pentru că reușita lor avea un anumit timp în care trebuia să se manifeste. De exemplu, poate să spunem, o afacere pe care un nativ Taur ar fi vrut să o facă anul trecut, poate din cauza unor greșeli pe care ar fi putut să le facă, a trebuit să fie amânată și să fie făcută anul acesta. Dacă cumva vă depășiți, vă simțiți obosiți sau depășiți de anumite evenimente, este bine să aveți și momente de respiro. Uranus atrage atenția asupra faptului că momentele de respiro sunt foarte, foarte importante, în sensul că nu este bine să ignorăm momentele în care pur și simplu simțim nevoia să ne redresăm, să ne relaxăm. Trebuie să nu ne facem că nu simțim pericolul acolo unde, sau pericolul, mă refer la pericolul unui moment în care mai bine ne-am relaxat decât să muncim. Pentru că până la urmă obstacolele nu sunt depășite prin forțarea, nu vor fi niciodată depășite prin forțarea energiei. Avem o anumită disponibilitate energetică de care fără doar și poate nu putem să trecem. Mai mult decât atât, investițiile de bază care ar trebui făcute anul acesta, putem să spunem că ar putea deja să înceapă pentru nativii Taur de la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie. Sunt anumite câștiguri care, am tot spus, ar putea să vină mai greu, dar asta înseamnă că nu vor veni anul acesta. Este foarte posibil să apară și să vină chiar în luna septembrie sau în luna octombrie. Este vorba doar despre o mică amânare.
Mai mult decât atât, loialitatea și principiile sunt aspecte foarte importante în viața nativilor Taur anul acesta și asta deoarece avem această planetă care se manifestă printr-o gândire superioară, printr-o noblețe, acest Uranus în semnul dumneavoastră, care vorbește despre tot felul de formule, să spunem așa, oneste pe care le abordați în luarea tuturor deciziilor. Deci spuneam loialitate, principii morale solide, Taurii au pretenții și așteptări extraordinar de mari și extraordinar de clare din partea celorlalți. Vă puteți ajuta cu prietenii pentru a obține diferite avantaje, dar aș spune că mai mult Taurii îi ajută pe aceștia. Există din anul acesta și ambiția Taurilor de a fi recunoscuți în anumite grupuri de prieteni. Deci nu sunteți total dezinteresați de acest aspect al lansării, să spunem așa, sociale. Există un mic risc săptămâna viitoare de a vă supăra pe anumite persoane cu care colaborați. Asta deoarece Uranus este puțin tracasat de Soare și de Mercur, dar acest risc deja începe să se și din cauza lui Marte pe casa 12, dar acest risc deja începe să se diminueze. V-aș sfătui să vă canalizați energia către expansiune profesională și nu către mici, să spunem așa, conflicte pe care le puteți avea cu cei din jur, mai ales cu cei cu care vă vedeți zilnic. Dacă până acum a existat un soi de încetinire a proiectelor, chiar uneori oprire, și oprirea și încetinirea au avut loc doar în scopul de a le relua la un moment dat. Toată maestria este să dibuiți pe parcursul acestui an care sunt acele momente în care puteți relua situațiile respective, proiectele respective, pentru că vor fi anul acesta tot felul de ocazii care nu trebuie ratate. Fiți receptivi ca nativ Taur la sfaturile bune și trebuie de fapt care este miza cea mai importantă pentru Tauri, este aceea de a fi fi atenți la calea care trebuie urmată. Nu putem ignora că faptul că nodul nord se află în semnul imediat următor, deci pentru Tauri este nevoie de o confirmare permanentă din exterior cum că faceți bine ceea ce faceți. Nu veți dori sub nicio formă să compromiteți adevărul anul 2020. Este un an al adevărului, al moralei, al principiilor pentru nativii Taur, cu un talent deosebit, spuneam, pentru a aprecia corect orice eveniment. Practic, aș spune că aceasta este deviza Taurilor anul acesta, de a nu deteriora nici un moment adevărul care îi înconjoară, să spunem. De asemenea, nativii Taur se pot ocupa și de securitatea celor din jur. Este o perioadă în care chiar le sugerăm să existe, de fapt, un soi de preocupare, chiar aș spune, pentru aceste situații în care să vă implicați în ajutorarea celor cu care colaborați sau oamenilor care sunt foarte apropiați de dumneavoastră. Există și un talent, spuneam, pe care l-au Taurii în această perioadă, acela de a simți unde este cazul să survină o transformare sau o schimbare majoră și unde nu, unde trebuie să se oprească. Sigur, cu Marte în 12 putem vorbi și de un soi de zbucium sufletesc, în sensul că Taurii în această perioadă au permanent o preocupare, o provocare, ceva care îi macină. Foarte multe idei care se pot reformula pe plan financiar, deci Taurii trebuie să fiți foarte atenți, pentru că s-ar putea să reformulați, astăzi să aveți o idee, mâine să veniți cu altă idee, peste 3 zile să aveți cu totul și cu tot alte idei și așa mai departe. Deci putem vorbi despre o reformulare semnificativă de idei. Indiferent de dorința pe care o aveți de a realiza ceva, spuneam, nu acționați fără a examina rezultatele pe care le produce acea acțiune. Este o perioadă foarte interesantă din acest punct de vedere, în sensul că chiar dacă un nativ
Taur, să spunem, astăzi începe ceva și mâine începe altceva, s-ar putea să aveți tendința să finalizați mai ales ceea ce ați început în ultimul moment. Pot fi lucruri mai importante pe care le echilibrați ulterior. Dar, repet, acest zbucium interior nu este un zbucium interior inutil, dimpotrivă. Este un zbucium interior care vorbește despre modificări radicale de situație pe care nu le puteți asimila pe loc cu ceva firesc. Până le asociați cu ceva firesc, se poate să vă tot autojustificați, să încercați să găsiți tot felul de scuze sau de motive și așa mai departe. Deci există acest potențial major de transformare, dar tot timpul trebuie să fiți atenți la finalitatea acțiunilor dumneavoastră. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii gemeni.